Jumătate dintre români consumă produse congelate cel puțin o dată pe săptămână, arată o cercetare de piață. De exemplu, anul trecut, țara noastră a importat 46.000 de tone de cartofi congelați. Puteți să vă imaginați 2.000 de camioane care au adus cartofi congelați în România. Pe lângă avantajul că se prepară rapid, prețul cântărea mult în alegerea consumatorului, pentru că în unele cazuri vorbim de costuri mai mici, chiar și cu 30% față de legumele proaspete. Pentru a face față prețurilor de la raft, tot mai mulți români pun în coșul de cumpărături legume și fructe congelate. Există două motive clare: rezistă mai mult și sunt mai ieftine comparativ cu cele proaspete. Spanacul, de exemplu, îl găsim la pungă, congelat la 400 de grame, la aproximativ 8 lei. Proaspăt însă costă cu aproape 4 lei mai mult, 12 lei. Iar pe lista produselor congelate pe care românii le aleg tot mai des, am putea adăuga și conopida ori fasolea. Pungile care conțin câte puțin din toate sunt însă cele mai vândute. Mazăre, spanac și fasole și mix de legume au același gust ca și cele de pe piață. Le folosim și pe cele congelate fără niciun fel de probleme. Ieri am cumpărat o pungă de cartofi, uneori mai ieftine și mai proaste. Mitul calității inferioare a produselor congelate este însă demontat de către nutriționiști. Unele legume și fructe prezintă avantajul că ele sunt recoltate la momentul când sunt maturate complet. Asta înseamnă că din punct de vedere nutrițional sunt superioare dacă le comparăm cu cele pe care le cumpărăm din supermarket. Asta pentru că sunt conservate exact în momentul în care prezintă cele mai bune valori. Există totuși câteva excepții. Este adevărat că unele vitamine se distrug prin congelare sau sunt, să spunem, diminuate, de exemplu vitamina C într-o proporție de 25%, mai puțin vitamina B1 într-o proporție de 10%. În rest, din punct de vedere al calităților nutritive, ele sunt păstrate prin metoda de conservare prin congelare. Când cumpărăm alimente congelate, nu recomand produsele semi-preparate care au foarte mulți aditivi și grăsimi care sunt susceptibile să se oxideze. În ceea ce privește consumul, studii recente arată că cel puțin 49% dintre români consumă produse congelate cel puțin o dată pe săptămână.